Salutare și bine v-am găsit la un nou clip pe acest canal, eu sunt Florentin, iar în clipul de astăzi vorbim la început despre Freeze, iar în cea de-a doua parte despre cum să vă faceți voi mai multe conturi de FIFA Mobile și cum puteți transfera coins de pe un cont pe altul. Deci rămâneți până la final pentru că sigur va merita. În începutul acestui clip vreau să vă duceți frumos pe Instagram și să îi dați un mare follow lui Shoki, deoarece face o treabă genială pe Insta cu designul. El a făcut un design excepțional pentru evenimentul Freeze, care, atenție băieți, informația momentului, apare joia aceasta, ora 21, ora României. Și de asemenea, Player of the Month va apărea sau miercuri sau joi de la ora 21, dar eu aș aproba data de miercuri pentru apariția Player of the Month la ora 21. Acum revenind la Freeze, uitați ce mișto arată evenimentul în conceptul lui Shoki. Avem și capitolul cadourilor de la evenimentul Freeze, care a fost prezent în fiecare an și ci că vom avea niște cadouri mai speciale în datele de 25, respectiv 31 decembrie, pentru că în aceste date sărbătorim Crăciunul și Revelionul. Și mai ales că anul acesta, informație oficială, nu vom avea eveniment New Year, din păcate. Trecem la un alt capitol, capitolul Snowflake, care a fost prezent tot așa în fiecare an și eu zic că l-a făcut destul de bine Shoki. El știe mai bine pentru că el e expertul la așa ceva, deci nu criticăm dacă noi nu suntem designer, deci nu băgați acolo cu hate, pentru că arată mișto designul ăsta. Și ultimul capitol, care este primul al evenimentului, este capitolul Snowman. Eu zic că și ăsta arată genial. Cam asta e. Deci, duceți-vă acolo, băieți, la Shoki, dați un mare follow pe Instagram ca să facă și el măcar 200 de urmăritori, că face o treabă genială. Știu că se poate, deci urmăriți-l și pe el pe Instagram. Și înainte de a trece la cea de-a doua parte a videoclipului în care vorbim despre conturile de FIFA Mobile, duceți-vă și abonați-vă și la Marius FIFA Mobile, pentru că m-a rugat să-i fac o promovare și haide să îl mai creștem și noi cu 20-30 de abonați, pentru că știu că se poate. Și el m-a ajutat cu niște chestii și zic că merită să-l ajut și eu cu acești câțiva abonați. Deci duceți-vă la Marius și abonați-vă, găsiți un link în descrierea acestui videoclip, scrieți subscribe și pun linkul, deci apăsați pe link și abonați-vă, atâta tot. Da, și dacă vă place ceea ce face, rămâneți abonați. De asemenea, dacă doriți ca acest clip să bubuie în România, trebuie să faceți următoarea chestie. Să dați un like la el, dacă vă place, bineînțeles, nu vă obligă nimeni, dacă nu vă place să-l apreciați. Și să-l distribuiți prietenilor voștri sau distribuiți-l pe rețele de socializare, pentru că așa acest clip va fi văzut de cât mai multă lume. Bun, și acum trecând la cea de-a doua parte a videoclipului în care vorbim despre conturile de FIFA Mobile, cum să vă faceți mai multe conturi, un cont secundar sau mai multe conturi secundare și cum să transferați bănuți de pe un cont pe celălalt. Haideți să începem mai întâi cu conturile secundare, cum să faceți un cont secundar. În primul și în primul rând, intrați la setări, la link account și dacă sunteți logați cu Facebook, cum sunt eu, intrați pe jocuri Play și vă logați acolo pe o adresă de mail. Dar mulți dintre voi ar face asta, cum v-am spus eu acum. Absolut greșit. Nu faceți asta pentru că dacă veți face asta, vă veți copia contul de pe Facebook, îl veți copia și pe o adresă de mail. Adică contul ăsta principal, în cazul de față al meu, l-aș copia de pe Facebook pe o adresă de mail, dacă aș face asta, în cazul în care pe adresa respectivă de mail nu mai se află niciun cont de FIFA Mobile. Dacă se află un alt cont de FIFA Mobile pe adresa respectivă, m-ar băga automat pe contul respectiv. Dar, cum probabil voi nu știți dacă pe adresa aceea se află un cont sau nu se află, nu faceți asta pentru că ați risca inutil. Și probabil cineva s-ar alege cu contul vostru fără să muncească pentru asta, da? Deci faceți în felul următor, cum vă zic eu acum. Intrați la setările dispozitivului vostru, la aplicații, la FIFA Mobile, la stocarea aplicației FIFA Mobile și ștergeți datele aplicației. De ce vă pun eu să faceți asta și nu vă pun să dezinstalați jocul? Deoarece dacă dezinstalați jocul, după logic trebuie să îl reinstalați. Și probabil mulți dintre voi au instalat acest joc de pe linkurile pe care le-am pus eu la videoclipul respectiv de la începutul sezonului,
în care vă spuneam că dacă nu puteți să luați jocul de pe Magazine Play, îl puteți lua de pe linkurile respective sau de pe Aptoit. Da? Și de aceea vă recomand să nu dezinstalați jocul și să faceți, cum v-am zis eu puțin mai devreme, cu setări, liniuță aplicații, liniuță FIFA Mobile, liniuță stocare, liniuță șterge datele. Asta trebuie să faceți, da? Foarte bine. După ce ați făcut asta, reintrați pe joc, pe FIFA Mobile și dați acolo login. O să vă selectați vârsta, puneți 100 de ani, chiar dacă nu aveți atât logic, dar puneți 100 pentru că așa am pus și eu și merge foarte bine. Dați on la următoarea cerință pe care vă cer ei. On sau off, nu contează ce dați acolo, e ceva de notificări. Acolo ca să vă dea jocul notificări la ce se mai întâmplă pe el. De exemplu, vi se vând niște player, trebuie să jucați la un turneu, acum mai nou se dau și notificări pentru chestiile astea, dacă voi le activați, desigur. Dacă nu, nu, dați off. Da? Bun, trecem peste. După ce ați făcut chestiile astea, o să vă pună să alegeți dintre Guest, Facebook sau Jocuri Play. Nu alegeți Quest pentru că asta ar însemna, sau Quest, cum vreți voi să-i spuneți, asta ar însemna că voi sunteți invitați în jocul acesta și contul vostru nu s-ar salva nicăieri, decât dacă l-ați salvat voi după aceea, mutându-l, copiindu-l pe o adresă de mail sau Facebook. Cel mai și cel mai bine este să vă logați cu Jocuri Play. Dar, înainte de a vă loga cu Jocuri Play, creați-vă o nouă adresă de mail. E foarte simplu, durează maxim 5 minute să faceți asta, deci creați-vă o nouă adresă de mail. După ce ați creat adresa de mail, intrați pe joc, cum v-am spus, și dați logare cu Jocuri Play cu adresa nouă de mail și astfel vă veți face un nou cont, deoarece pe adresa respectivă nu a mai fost niciodată creat un cont de FIFA Mobile și n-are cum să vă bage pe contul principal, deoarece voi ați șters datele, ați făcut adresa nouă, de-abia o faceți de 5 minute, deci cum să vă bage pe contul principal? Logic că vă va băga pe un alt cont secundar care încă nu-i creat și vă pune să-l creați. O să vă pună să faceți un nume contului respectiv și pac, vă bagă pe joc. Bun, cam asta faceți voi pentru un cont secundar. Dacă doriți după să vă mutați de pe contul secundar pe contul principal, intrați aici la link account și dați logare cu Facebook unde probabil aveți contul principal. Și după, dacă doriți să reveniți iarăși pe contul secundar, notați-vă pe ceva adresa de mail pe care ați creat-o nouă pentru contul secundar, ca să știți pe ce adresă să apăsați când e să intrați pe contul secundar, ca să nu apăsați pe o altă adresă unde se află contul principal sau alt cont. Da? Pentru a nu risca asta, scrieți undeva noua adresă de mail și intrați pe adresa respectivă când vreți să intrați pe contul secundar. Bun. Dacă doriți să faceți mai multe conturi, procedați exact cum v-am spus eu puțin mai devreme. Nu mai am ce să explic la asta, da? Și acum haideți să vă spun câteva vorbe și despre transferul de coins. Pentru a vă transfera coins de pe un cont pe altul, cel mai important este să aveți același market. Cum verificați asta? Intrați pe market, căutați un jucător, de exemplu Messi de 91 sau Ronaldo de 91 sau cât au ei, habar n-am dacă au 91, am zis și eu așa, dar ăștia mai rari îi căutați și dacă aveți aceleași rezultate de căutare, logic, aveți market comun, logic, puteți să vă transferați coins. Cum vă veți transfera coins? Asta veți afla într-un videoclip viitor. Pentru că acest videoclip a fost foarte cerut, ăsta cu crearea a mai multor conturi de FIFA Mobile și de aceea l-am făcut mai repede. Dar videoclipul despre transferul de coins îl voi face destul de curând, depinde și cererea cât va fi de mare. Dacă vor cere 100 de persoane diferite să fac acest lucru, îl voi face cu mare drag. Sau dacă acest videoclip strânge peste 1000 de vizionări, voi face cu siguranță și clipul cu transferul de coins. Cel mai și cel mai bine însă ar fi să transferați coins când ajungeți VIP 10, pentru că astfel s-ar anula acel 5% comision pe care l-ar lua marketul, da? Eu asta vă recomand. Dacă doriți să transferați coins înainte, nu este nicio problemă, este pur și simplu alegerea voastră. Cam asta am avut eu de zis în clipul de astăzi despre Freeze și despre crearea de noi conturi în FIFA Mobile. Eu sper că v-a fost de folos acest clip și v-a și plăcut. Dacă da, dați un like ca să știu și eu, distribuiți-l prietenilor voștri pentru a-l vedea și ei, că sigur va fi de folos clipul ăsta pentru cineva. Dacă nu pentru voi, pentru prietenii voștri. Deci distribuiți-l, pentru că nu durează mult, câteva secunde. Până la următorul clip, eu sunt Florentin, voi sunteți cei mai tari. Aveți grijă de voi. Toate cele bune. La revedere.